Bună seara, numele meu este Gabriel Lazar. Bună seara. Vă mulțumesc pentru prezența alături de mine în această seară la seminariile Livresc de marțea. Îmi pare bine să văd persoane pe care am început să le cunosc deja după lecțiile pe care le fac. Le mulțumesc că își fac totuși timp să mai vină și la aceste prezentări, deși știu că multe din cei prezenți fac niște lecții deosebite deja. Sper ca toată lumea să ajungă să facă astfel de lecții. În această seară m-am propus să vorbesc despre PPT. De ce? Fiindcă am văzut încă mulți dintre cei care realizează lecții introducând PPT-urile în lecțiile Livresc ca atașament. Mie mi se pare o pierdere acest lucru, dat fiind faptul că dacă doriți să folosiți niște prezentări PPT pe care le aveți, le puteți valorifica cu mult mai bine în alte moduri în cadrul Livresc. Bineînțeles că vom discuta și chestiunile care vă interesează și voi începe chiar cu răspunsul la câteva întrebări. Am încercat să fac o analiză a întrebărilor pe care le-ați pus în formularul de înscriere. Vă spun sincer că n-am reușit să văd toate întrebările, să le sistematizez chiar pe toate. Erau și destul de multe care se repetau, însă câteva răspunsuri rapide pot să dau în acest moment. Ca de obicei, o să încep cu întrebările care nu au legătură cu platforma Livresc și cu ceea ce pot eu să fac pentru dumneavoastră. De exemplu, cum evaluăm elevii pe Zoom? Noastră, eu știu cum evaluez pe ai mei. Elevii mei, i-am evaluat deja, școala s-a încheiat, însă dacă legătura, există o legătură cu Livresc, cer scuze, însă n-am văzut legătura. O altă întrebare, dacă pot să realizez un filmuleț? Răspunsul corect este da, oricine poate realiza un filmuleț, dar nu cu Livresc. Da? În Livresc folosim filmulețe. Am mai spus într-un seminar anterior, există foarte multe aplicații care permit acest lucru. În seara aceasta o să vă arăt cum puteți face un filmuleț cu ajutorul PowerPoint-ului, însă un instrument foarte util pentru realizarea unui filmuleț special pentru copii este chiar Zoom. Eu realizez astfel de filme, începeți o întâlnire singur, noastră, îi dați să înregistreze respectiva întâlnire și în cadrul întâlnirii puteți face ce vreți. Puteți să prezentați o lecție, fiindcă puteți să faceți share de ecran. Puteți să rezolvați în timp real, dacă aveți o tablă sau sunteți la școală sau altceva. Deci se pot face foarte multe lucruri cu ajutorul Zoom. Filmulețele sunt bune, sunt de dimensiune mică, este foarte important ca ele să rămână de dimensiune mică. În felul acesta le puteți folosi în lecțiile Livresc. O altă întrebare care apare frecvent și practic la fiecare seminar, dacă primesc adeverință de participare, îmi pare rău să vă spun că nu se primește adeverință de participare pentru acest seminar, datorită faptului că scopul acestuia este tocmai de a învăța pe doritori cum să folosească platforma Livresc. Acest program care este foarte complex și este necesar întotdeauna să fim bine pregătiți în lucru cu el. Apar noutăți aproape în fiecare săptămână. Venind în întâmpinarea celor care doresc, într-un fel sau altul, să valorifice această activitate cu Livresc. Noi, după cum foarte mulți dintre dumneavoastră știți, avem un program prin care oferim certificate de creator de software educațional, însă acelor profesori care fac dovada că și-au însușit foarte bine ceea ce am explicat în tutoriale sau au lucrat singuri și au descoperit și realizează niște lecții interactive cu niște standarde minime.
Aceste certificate sunt acordate de compania Ascendia, atenție, ca și realizator al platformei Livresc. Este normal, nimeni în afara realizatorului unui program software nu poate să spună mai bine dacă cineva știe sau nu să-l folosească. Condițiile de participare, de obținere a acestui certificat sunt pe site-ul Livresc, la secțiunea Academic. Nu există un termen limită, sunt multe întrebări în această direcție. Acest program continuă oricât de mult. Avem deja trimise spre cei care le-au obținut 15 astfel de certificate. Mai avem validate astăzi încă vreo 3, cred. Știți că e o activitate foarte, foarte serioasă. Noi încercăm să facem lucrul acesta într-un mod cât mai serios, astfel încât să existe un câștig și pentru firmă, pentru Ascendia și pentru Livrez, dar și pentru dumneavoastră. O altă întrebare era legată de costuri. În ceea ce privește certificatul, nu există niciun cost. În ceea ce privește utilizarea Livresc, chiar și întrebări care revin, în momentul de față, după cum știți, toate cadrele didactice au acces la acel cont academic gratuit cu durata de un an de zile. Nu putem în momentul de față să vă spunem cu certitudine că vom păstra sistemul gratuit și la sfârșitul acestui an. Asta este intenția noastră. Fiind însă o companie comercială, noi trebuie să ne asigurăm niște venituri minime ca să putem menține acest lucru. Oricum, ce putem să vă spunem este că și dacă va exista o taxă, aceasta va fi modică, astfel încât să nu pierdem niște utilizatori valoroși pe dumneavoastră, noastră pierdeți un instrument de asemenea valoros Livresc. Am văzut niște întrebări legate de revistă, fiindcă în newsletterul de astăzi am prezentat prima revistă realizată de profesorii de la școala, dacă nu mă înșel, Mihai Drăgan din Bacău. Prima revistă de pe platforma Livresc. Întrebarea cum realizez o revistă, foarte simplu, la fel ca orice alt material Livresc. Să știți că doar volumul face diferența și structura materialului între o lecție simplă, o carte, un manual sau o revistă. Doar imaginația editorilor este cea care poate să modifice lucrurile într-un sens sau altul. Au fost și chestiuni legate de părțile de bază, să spunem așa. Cum pot folosi această aplicație, dacă trebuie cont? Da, trebuie cont, evident. Majoritatea dintre dumneavoastră aveți un cont, fiindcă ați primit newsletter-ul, însă noi am popularizat și pe pagina de Facebook și e posibil ca cineva care a accesat de pe Facebook seminarul. Da, există site-ul livresc.com, care trebuie să vă faceți un cont, trebuie să vă faceți un cont, dacă nu sunteți profesor, o durată de 21 de zile, gratuit, dacă sunteți profesor cu o durată de un an de zile. Iarăși sunt foarte multe întrebări legate de cum se face o lecție, cum se pot realiza materiale educaționale cu Livresc, cum se pot introduce materialele video de pe YouTube și așa mai departe. Adică sunt întrebări, să spunem, de bază, întrebări la care eu am răspuns deja de foarte multe ori și pentru toți cei care sunt la început, știu că la început este un pic mai dificil și este normal. O să trec acum să vă arăt... să vă arăt exact ce se întâmplă. Deci, avem pagina Livresc. Nu aveți decât să mergeți pe livresc.com. Bun. Aici aveți
la început un foarte mic tutorial, niște informații legate despre avantaje, dezavantaje. În partea de academic, aveți posibilitatea să aplicați pentru subscripția pentru un an de zile. Tot aici găsiți informațiile legate de certificat. Pentru cei care vor să învețe cum lucrează Livrest, pasul logic este să acceseze platforma YouTube și aici să intre pe canalul Livresc. Aici găsiți canalul Livresc, canalul Livresc care are foarte multe tutoriale video. Aceste tutoriale le puteți urmări, au titluri destul de clare și descrierea conținutului. Sunt tutoriale începând de la primii pași, astfel încât pe ele să le vizualizați mai întâi, de exemplu, tur rapid, urmând ca după aceea să accesați o serie întreagă de alte tutoriale pe care dumneavoastră să le studiați în funcție de subiect, de exemplu, cum se lucrează cu resurse video. Însă este foarte important ca la început să urmăriți câteva astfel de tutoriale, astfel încât să vă faceți o idee despre cum se poate lucra în Livresc. Bun. O altă chestiune după aceea este să vedeți ce au făcut alții în Livresc. Imediat să vedem biblioteca. Bun. Biblioteca Livresc. Biblioteca Livresc devine tot mai bogată pe zi ce trece și vă asigur că aici găsiți foarte multe lecții interesante, foarte multe idei. Vă spun sincer că și eu am învățat multe, învățat în sensul că mi-au plăcut anumite abordări în utilizarea chestionarelor, de exemplu, foarte creative. Filmulețe, modul și din punct de vedere pedagogic în care a fost didactic, în care a fost structurată lecția. Deci căutați să vă uitați, sunt subiecte din toate domeniile, fiindcă aici am undeva o întrebare, ce tutorial e cel mai potrivit pentru profilul real? Tutorialele nu sunt pe profile, lecțiile, în schimb, sunt, la fel cum se poate folosi platforma la discipline din domeniul tehnic. Mai suntem aici la rindeluirea manuală, de exemplu. Nu există limite de vârstă, sunt lecții pentru copii și sunt unele extraordinar de frumoase, sunt lecții pentru școlarii mai mari, inclusiv în zona academică avem cursuri, deci nu e absolut nicio limitare decât pur și simplu modul în care dumneavoastră puteți sau doriți să vă implicați. Iarăși las la o parte întrebările legate de PPT, care bineînțeles că sunt legate de subiectul de astăzi. De multe ori apare întrebarea cum se folosește platforma la lecții. Platforma la lecții se poate folosi în trei moduri. Lecția poate să fie exportată în bibliotecă, indiferent că e vorba despre raftul meu, o zonă semi-privată sau în biblioteca publică, cu ajutorul linkului pe care îl aveți în felul acesta. Iată, haideți să luăm chiar revista Tangențe Matematice, aici în partea de sus aveți un link, acest link îl puteți transmite copiilor. Oricine are acest link poate să intre și să vadă conținutul, poate să interacționeze cu acesta. Nu este nevoie ca persoana respectivă să aibă cont. În ceea ce privește evaluarea copiilor, aici este o altă poveste. Dacă folosiți în școală o platformă de tip Learning Management System, tipul Moodle sau de un alt tip, atunci lecția poate fi exportată într-un format special, pachet SCORM,
ea se integrează în platforma respectivă și permite comunicarea cu baza de date și poate să vă spună fiecare copil ce a făcut, cât timp a făcut, ce rezultate a obținut și așa mai departe. Bun. Cum se realizează cuprinsul? Există un tutorial în acest sens. Văzusem o întrebare care era foarte interesantă. Am fost întrebat de prezentările Prezi și Canva. Prezentările de tip Prezi, nu, sau site-ul Prezi, platforma Prezi, nu permite integrarea prezentărilor în alte pagini, doar acces la linkul respectiv, deci doar cu link se poate merge acolo. În ceea ce privește Canva, aceasta permite exportul, însă numai pentru abonamentele cu bani. Acele gratuite nu permite accesul. Dacă se pot crea lecții în limbi străine, da, avem deja lecții în limbi străine, nu este absolut nicio problemă. Cum se pot organiza ședințe de terapie logopedică online? Nu sunt logoped, bănuiesc că dacă realizați o lecție, puteți să o utilizați în zona de online pentru terapia logopedică. Pentru cei care sunt interesați în această direcție, pot să vă prezint un instrument profesional realizat tot de către Ascendia. Teamlogo.ro este cea mai mare platformă logopedică specializată pe limba română pe care o aveți la dispoziție. Este o platformă omologată de către Ministerul Educației și aici găsiți foarte multe lucruri pentru zona aceasta de logopedie. Este realizată de specialiști și pentru specialiști. Dacă nu o să intru în foarte multe detalii. Pentru cei care vor să afle mai multe, îmi pot scrie pe adresa mea de mail gabriel.lazar@ascendia.ro sau pe livresc@ascendia.ro și discutăm și despre această platformă. Alte întrebări. Cum pot utiliza PPT, o să vă arăt. Dacă pot colabora cu alte persoane pe același material. Asta este o întrebare care mi-a plăcut, vă spun sincer, fiindcă am întâlnit-o pentru prima dată și este o zonă pe care n-am abordat-o până în acest moment. Foarte rapid, dacă există și un tutorial în acest sens, dacă mergem în organizator, observați în organizatorul meu că unele dintre resursele existente au un semn special aici, două siluete în colțul din dreapta sus. Asta înseamnă că ele sunt deja partajate cu altcineva. Pentru a partaja o resursă, lucrurile sunt ușor de realizat, nu am decât să marchez resursa respectivă și avem aici în organizator un buton de partajare, îl apăs, pot să selectez mai multe fișiere, mai multe resurse și să le partajez simultan. Aici mă interesează doar unul singur, îl partajez pe acesta, copiez linkul și confirm. Linkul respectiv îl trimit prin orice mod, prin e-mail, pe WhatsApp, cum vreți dumneavoastră, celor cu care vreau să colaborez și cine are linkul poate să editeze resursa respectivă. În așa fel, în acest mod puteți lucra simultan mai multe persoane. De exemplu, când realizați o revistă tehnică, o revistă școlară, la o revistă lucrează mai multe persoane simultan și atunci puteți să faceți acest lucru. Nu o să puteți lucra simultan la o aceeași secțiune, dar asta nu este o problemă deosebită.
să văd niște întrebări și de la dumneavoastră de astăzi, să prezentați cum se lucrează datele în setarea și interfața unui proiect, nu a unei secții. Odată completate aceste date, unde vor apărea acestea? Bun, am să vă arăt mai spre final. Există, sunt niște microfoane deschise, vă rog frumos să le închideți. După cum vă spuneam, există tutoriale, pot să vi le și arăt. Există un tutorial care se numește configurarea paginii de metadate a unui proiect, de exemplu. Acolo sunt toate informațiile legate de pagina de metadate. Însă am să vă mai arăt o dată. Pentru cei care și-au realizat... Ei, Vasea! Am să vă rog frumos să închideți. Dai ușa! Cineva care mă bruiază și îl rog frumos să-și închidă microfonul, da? Să văd dacă pot să fac eu acest lucru. Mi-e dificil să urmăresc în același timp și prezentarea și microfoanele dumneavoastră. Revin. Pentru cei care și-au realizat un cont simplu, care era... Cam cine de mie asta să vă zic. Oh. Tam, ia. Cineva care a plecat și a lăsat copilul, probabil... Ana Șișcova. Ana Șișcova are telefon, microfon. Da, bănuiesc mai că eu nu o văd acum aici. Da. Aveți două variante. O variantă este cu aceeași adresă de e-mail să completați formularul academic, dacă sunteți profesor, sau să trimiteți un mail ori la mine, ori la help@livresc.com. Ușor de reținut, help@livresc.com. Trimiteți un mail în care explicați că sunteți profesor, că v-a expirat contul și doriți să continuați. Bun. Chiar dacă sunt profesor, spune că, da, aceeași problemă. Atenție, licența, contul pe care îl faceți nu este automat gratuit. Pentru acel an gratuit, trebuie să completați și formularul academic pentru a primi licența. Noi nu avem de unde să știm că cei care se înscriu sunt automat profesori. Bună seara, vă rog, dacă se poate să mă ajutați, cum se poate să vizualizez un proiect din mai multe secțiuni. O să vă arăt și asta imediat. Dacă lecțiile realizate pentru biblioteca publică sunt acceptate sau omologate de MEN? Nu. În momentul de față, noi avem niște colaborări cu structurile ale Ministerului Educației, însă nu putem spune că lecțiile sunt acceptate sau omologate de către Ministerul Educației Național. De altfel, dacă ați urmărit cu atenție ceea ce prezentăm, atunci când noi publicăm o lecție în bibliotecă, nu avem nicio evaluare făcută asupra conținutului. Atenție! Noi nu avem specialiști în toate domeniile, astfel încât să putem să omologăm conținuturile. Noi vă putem spune doar dacă lecția este făcută corect din punct de vedere tehnic. Iarăși licență expirată. Da, spune cineva că se pot realiza materiale de logopedie. Da, așa este, am văzut și eu niște lecții în acest sens.
Cu cât aveți mai multe modele, cu atât puteți să lucrați mai ușor. Bun. Haideți să discutăm un pic subiectul de astăzi. Am spus că să vedem cum putem să valorificăm o prezentare PowerPoint. Avem mai multe variante în care putem să facem acest lucru și poate cea mai simplă dintre acestea este aceea de a importa PowerPoint-ul în livresc, astfel încât să-l folosesc ca bază pentru lecția pe care o creez. Deci, practic, să creez o lecție plecând de la o prezentare PowerPoint pe care o am undeva. Și pentru aceasta mergem în atelier și avem butonul de importă. Aici, la importă, avem două tipuri de fișiere pe care le putem importa în acest moment. Sperăm ca să fie mai multe în curând. Avem formatul EPUB și PPTX. Formatul EPUB este realizat cu ajutorul unui editor de texte specializat InDesign. Noi ne vom referi la PPTX. Haideți să luăm o prezentare de la mine din calculator. O secundă, imediat luăm o prezentare pe care nu am făcut-o eu, a făcut-o un copilaș. Bun. Deci avem o prezentare, este în format PPTX și începem importul. Practic, în momentul în care importăm o prezentare PPTX, Livresc va importa fiecare secțiune de text sau imagine pe care o găsești. Iată cum arată importul. Practic, el nu a făcut altceva decât a luat toate pozele și toate celulele de text și le-a pus în ordine unul după celălalt. În pasul următor, eu acum pot să încep să realizez o structurare. De exemplu, aici pot să introduc un rând care să aibă două celule și să mut imagine și text. Pe cealaltă celulă o mut aici și practic în felul acesta îmi structurez, șterg ce este în plus. Dacă vreau ca o imagine să o redimensionez, pot să fac acest lucru, să o fac un pic mai mare ca să fie comparabilă cu cealaltă. Asta am făcut un pic prea mare, nu contează. Ideea este că pot după aceea să adaug componente video, pot să pun culori de fundal, pot să realizez animații, efecte pentru imagini, să adaug chestionare și așa mai departe. Lucruri care în prezentarea PowerPoint nu puteau fi introduse. Deci aceasta este o variantă în care pot să lucrez. Pot să plec de la un PowerPoint pe care l-am și să-l restructurez, să-i dau o nouă dimensiune. Dacă am o lecție în care vreau să inserez o prezentare PowerPoint pe care am făcut-o pe un subiect mai mic din lecție, pot să fac lucrul acesta în două moduri. O să trec acum share pe un PowerPoint pe care l-am pregătit mai devreme. Îl vedeți, da? Avem aici o lecție, are 10 slide-uri, nu conținutul este important. Important este ce pot să fac cu lecția respectivă. Păi, PowerPoint-ul îmi permite să realizez exportul în formate diferite. Aveți în meniul PowerPoint opțiunea Export. Iar la Export avem niște variante foarte interesante. O variantă este aceea de a crea un video. Dacă voi crea un video, practic, toate slide-urile vor rula la fel ca într-un filmuleț.
Dacă PowerPoint-ul este făcut cu comentarii, pot să integrez și comentariile în prezentarea, în filmulețul respectiv, să folosesc animația pe care eu am introdus-o în PowerPoint, pot să-mi selectez durata pentru fiecare slide, cât să fie arătat fiecare slide și așa mai departe. Deci, practic, în felul acesta eu realizez un filmuleț. Nu am decât să-i dau să creeze filmul, îi dau un nume, îi pun unde să mi-l salveze și el a început deja să lucreze. Bun, o altă variantă care este interesantă pentru un număr relativ mic de slide-uri și care sunt asemănătoare între ele, este să realizăm un GIF animat. Cu siguranță ați văzut pe internet imagini animate, practic, asta este un GIF animat, practic 4, 5, 6 slide-uri care se succed, puteți faceți un filmuleț cu un animăluț care se deplasează dintr-un loc în altul sau ceva de genul acesta. Nu sunt foarte priceput aici, dar puteți să realizați astfel de GIF-uri animate. O altă variantă pe care eu am mai folosit-o este aceea de a exporta toate slide-urile în sub formă de imagini. Pentru aceasta aveți opțiunea Save As, iar la Save As alegeți varianta JPG. Aici alegeți unde anume să le salvați, să fie unde am pus și filmulețul și, practic, în acest moment vă întreabă dacă doar slide-ul curent sau toate slide-urile. O să dăm toate slide-urile. Ok. Și acum, haideți să vedem cum le folosim. O să revin în editor. Și vreau să introduc filmulețul pe care l-am făcut. Nu am decât să iau o resursă video, o pun într-una din celule, dublu click, schimb video, caut în calculator, pe 25 de mega, e un pic mai mare, dar nu e absolut nicio problemă. Și practic, în momentul acesta, filmulețul respectiv este introdus în lecția noastră. Haideți să-l vedem și cum arată. Pornim filmulețul. Iată, a păstrat și animația din GIF-uri și la fiecare 5 secunde, practic, derulează, putem asocia și sunet. Practic, în felul acesta am introdus filmulețul. Cum pot să valorific în alt mod? M-a întrebat cineva, de exemplu, cum putem să facem un PPT să arate ca o carte la care se dau paginile. Există astfel de aplicații, nu este cazul liberesc, însă putem folosi ceva oarecum similar. Pentru aceasta putem să folosim o galerie de imagini. Aducem aici galeria de imagini, unde să o punem? Aici să o punem. Intrăm cu dublu click în modul de editare și, practic, schimbăm fiecare imagine pe rând cu slide-urile și am slide-ul 1, după aceea slide-ul 2. La descriere pot să adaug comentarii legate de slide-ul respectiv, ceva ce aș spune eu în mod obișnuit atunci când fac prezentarea în clasă, slide-ul 3, niște informații legate de conținutul slide-ului, adaug încă un slide, slide-ul 4, schimb și aici imaginea, nu o să le pun pe toate 10, Ok, și în acest moment, când revin,
în modul de previzualizare. Avem galeria de imagini în care copilul vede prezentarea PowerPoint pe care dumneavoastră o aveați pregătită într-un mod foarte simplu în interiorul lecției. Ideea care este? Copilul să iasă pe cât posibil, cât mai puțin din lecție, să meargă în altă parte. În momentul în care îi atașez prezentarea PowerPoint ca atașament, asta se poate face, nu e absolut nicio problemă, dar când fac acest lucru, practic, el va trebui să se oprească, să facă download, să o pună undeva și pierde cumva legătura între PowerPoint-ul respectiv și lecție. Devin lucruri cu totul și cu totul separate. Așa PowerPoint-ul este integrat în lecție. Câteva întrebări, o întrebare care nu are legătură, dar simt nevoia să răspund. De ce nu pot modifica un text scris ulterior memorat greșit? Am mai avut două situații în care cineva mi-a spus că ce a scris a fost modificat de către program. Nu știu dacă e cazul așa ceva. Programul Livresc nu are un sistem de autocorect, însă browserele au. Chrome, de exemplu, are o astfel de funcție de corectare automată și atunci e posibil ca browserul să interfere cu Livrescu. Însă aici îmi spune că nu poate modifica un text scris. Dacă a fost scris în Livresc, sigur puteți să-l modificați. Dacă e o problemă punctuală, tot așa vă rog frumos să-mi scrieți și să-mi trimiteți să văd exact despre ce este vorba. Dacă în PPT există animații de imagini cu intrare programată și efecte pe mai multe pagini, acestea se vor păstra tocmai în Livresc? În Livresc, efectiv, nu se păstrează normal. Practic, atunci când facem importul PPT-ului, nu importăm decât text și imagine. Dacă vă faceți însă un film, în interiorul filmului acestea se păstrează. Unde pot găsi formularul pentru utilizarea gratuită pe un an? V-am spus, vi-l mai arăt odată, pe pagina livresc.com aveți aici un tab academic, aveți și varianta în limba română, puteți schimba limba în partea de jos a ecranului, engleză-română, și aici completați acest formular, dați send pentru a obține contul gratuit un an de zile. Cum putem să salvăm un material realizat de noi, pentru ca ulterior să-l avem pe un stick, să-l vizualizăm copii atunci când nu avem internet? Când salvez, se salvează un WinRAR și pot vizualiza resursele numai și nu proiectul în întregime. Bun. Haideți să vă arăt acest lucru, fiindcă am mai întâlnit această întrebare. O să luăm pas cu pas ca să răspund la mai multe întrebări simultan. Mă duc în organizator. Aici o să mă duc undeva unde am mai multe secțiuni. Haideți să iau pe ăsta cu COVID-ul, că aici am foarte multe secțiuni. Bun. Realizez un proiect nou, în care vreau să introduc mai multe secțiuni. Era o întrebare legată de acest lucru. Într-un modul de editare, implicit, un proiect nu poate să existe dacă nu are cel puțin o secțiune. De aceea, și dacă încerc să șterg această secțiune, ea se șterge, însă îmi generează automat una nouă. Așa că, mai întâi o să import un număr de secțiuni, merg la resurse în COVID, așa, și o să iau la întâmplare 4 astfel de secțiuni, 4 secțiuni diferite, îi dau inserează, aștept un pic să le insereze
șterg secțiunea implicită, acum îmi dă voie, și în momentul de față am un proiect cu 4 secțiuni diferite. Aceste 4 secțiuni le pot reordona dacă doresc, practic le pot pune în ce ordine doresc, nu e absolut nicio problemă, după care trec la realizarea cuprinsului, pasul următor. Dacă secțiunile respective au semne de carte, acestea îmi apar aici în listă. Întâmplarea face că nu am aici semne de carte, nu e absolut nicio problemă, le pot trece în cuprins. Pagina de preferințe. Ce este foarte important să rețineți și să faceți aici? În primul rând, titlul. Orice lecție, carte, revistă are nevoie de un titlu. Și de aceea întâi îi dau un nume. Îi spunem lecție demo. Acest nume o să apară întotdeauna aici în colțul din stânga sus. Dacă aici apare, scrie un nume, vă dați seama că n-arată bine. După aceea, pot să modific tema grafică. În funcție de aceasta, se modifică culorile care apar pe diferite elemente implicite. Dacă vreau să introduc culoare de fundal, butoane lansatoare, limba. Este important aici, dacă lecția este în limba română, să păstrați limba română. În funcție de limba de aici, diferite mesaje apar în limba respectivă. Bun. Derulare infinită sau derulare secvențială. În momentul în care trec de la o secțiune la alta, pot să fac lucrul acesta în două moduri. Unul este derularea secvențială, adică fiecare secțiune reprezintă un alt ecran și navigarea se face cu ajutorul săgeților din lateral. Dacă aleg derulare infinită, atunci secțiunile vor fi așezate în continuare una după cealaltă, într-un șir lung, așa, și practic în felul acesta eu pot să le văd una după cealaltă. Ce variantă alegeți depinde de dumneavoastră. Să spunem că acum ales aici derulare secvențială. Urmează mai departe, bine, aici mai putem să modificăm, de exemplu, dacă să-mi arate sau nu cuprinsul, dacă să-mi arate sau nu titlul, dacă debifez, nu mai mi-apare titlul acolo în partea de sus, butonul de ajutor, dacă mi-apare sau nu, butonul de preferințe și așa mai departe. În partea de metadate, avem mai întâi nevoie de o imagine echivalentă cu o copertă. Este absolut necesar ca lecția să aibă o imagine și o să pun primul slide aici, fenomene optice. Numele este preluat automat din zona de preferințe, însă îl pot schimba dacă doresc. Dacă ajuns în acest punct, vreau să modific titlul, pot să fac acest lucru. După care îmi aleg o categorie, în curând aici vor fi mult mai multe categorii, după care încep să adaug elementele ce fac diferența într-o lecție. Introduc aici, de exemplu, disciplina și dedesubt pun matematică. Pot să introduc în felul acesta mai multe elemente, clasa, la ce nivel este, obiectivele lecției. În momentul în care vreau să introduc cuprinsul, nu am decât să apăs pe butonul cuprins și preia cuprinsul și îl introduce în această pagină de descriere. Cuvinte cheie. Atenție, când scrieți cuvinte cheie, aici aveți titlu, după care, apăsând plus, introduceți câte un cuvânt cheie pe rând, da? Fiindcă am văzut în unele lecții greșit utilizată zona aceasta, am elev, apăs pe plus, am aici un alt cuvânt, școală și așa mai departe. Aceste cuvinte cheie sunt foarte importante. Deja sunt 200 de lecții. O să fie cu certitudine cu mult mai multe. Avem multe în evaluare.
La un moment dat o să vreți să căutați o lecție de un anumit tip sau un anumit tip de conținut. Aceste cuvinte cheie permit alegerea sau găsirea în baza de date, în bibliotecă, a lecțiilor care sunt cu adevărat relevante. Dacă nu definim corect aceste cuvinte cheie, practic lecția noastră nu este găsită ușor. Bun, deci am văzut cum se lucrează cu mai multe secțiuni, am văzut cum se completează toate aceste câmpuri. Acum haideți să vedem partea aceea cu salvatul. Avem butonul de export, avem varianta SCORM pentru platforme LMS, avem varianta de publicare în bibliotecă pe care o folosiți deja majoritatea dintre dumneavoastră și mai avem și posibilitatea de a descărca un pachet simplu HTML. Haideți să vedem. Îmi spune că începe descărcarea, unde o să-l salvez tot aici, save. Bun, și salvează o arhivă zip. Această arhivă zip, practic, nu știu, vedeți pe ecran datele, arhiva? Se vede? Nu, nu cred că se vede. Haideți să te dau un share. Imediat. Ok. Acum o vedeți, da? Așa. Lecția aceasta este, de fapt, o arhivă. Este pusă într-un director, neimportant, este arhiva zip, iar în arhiva zip aveți dumneavoastră o grămadă de fișiere, dar printre acestea aveți un fișier care se numește index.html. În momentul în care dați dublu click pe acest index.html, practic în browserul dumneavoastră, am să dau dublu click și am să comut în aici. Bun, deci în browserul dumneavoastră se lansează lecția respectivă. Este foarte important să știți că în principiu nu aveți nevoie de internet ca să vizualizați lecția, decât dacă în lecția dumneavoastră apelați filme care sunt care provin din altă sursă, de pe YouTube, de exemplu. Deci să gândește un pic, am niște imagini aici probabil mai mari. În felul acesta, practic, puteți să utilizați lecția offline la clasă. Eu am utilizat-o de foarte multe ori. Nu știu de ce nu a pornit. Doar o secundă, trebuie să o dezarhivez mai întâi, că am uitat să fac dezarhivarea. Dezarhivarea se face simplu cu click dreapta și extract here. Așa, acum o să meargă. Index.html din nou. Așa. Și aceasta este lecția, da? Pot să o parcurg așa cum am stabilit în datele acestea. Titlul apare aici, lecție demo și în felul acesta folosesc arhiva, da? Deci, arhiva trebuie dezarhivată și după aceea index.html, dublu click și lansează lecția. Cum se folosește opțiunea de suprascriere? Bun. Opțiunea de suprascriere, mai întâi, de ce se folosește opțiunea de suprascriere? Dacă la un moment dat dumneavoastră ați realizat o lecție, ați făcut-o publică, ați dat-o copiilor și vreți să modificați lecția respectivă, este important să păstrați link-ul, adresa lecției. Și
Pentru a face acest lucru trebuie să folosiți opțiunea de suprascriere. Opțiunea de suprascriere, există un tutorial pe care vă sfătuiesc să-l urmăriți, fiindcă arată pas cu pas cum se realizează. În principiu, exportați din nou proiectul în raftul dumneavoastră, în noua versiune, va primi o adresă nouă, mergeți la lecția veche și cereți suprascrierea și dați cu ce să se suprascrie noul proiect. Trebuie să aveți grijă ca după aceea să ștergeți una din, să ștergeți varianta pe care ați folosit-o pentru suprascriere, ca să nu încărcați raftul. Veți avea două lecții identice și ocupă spațiu degeaba. Dar, repet, aveți un tutorial care vă ajută în acest sens. Dacă un PPT poate fi inserat ca atare în lecția Livresc și îl pot derula ca PPT? Nu. Nu poate fi inserat ca atare un PPT și să-l derulăm ca pe un PPT obișnuit. V-am arătat modurile în care putem să lucrăm. Pot să transform fiecare slide într-o imagine și să realizez o galerie și este foarte apropiat de ceea ce face un PPT în mod obișnuit, doar că nu are animație, sau pot să-l transform într-un filmuleț. Nu se aude bine și nu lucrează telefonul în Zoom. Poți afla detalii care au fost la webinar sau exemple de activități pe un site anumit? Nu am înțeles foarte bine. Probabil că aveți o legătură mai slabă și nu m-auziți pe mine foarte, foarte bine. Îmi pare rău, toate aceste seminarii, inclusiv acesta, se găsesc sau acesta se va găsi pe canalul de YouTube. Vă recomand să vă abonați la canalul respectiv și acolo găsiți și puteți să le ascultați în liniște toate aceste materiale. Ia să vedem o altă întrebare. Dacă putem importa activitățile din altele, Learning Apps, da, se pot importa, este un lucru foarte important de asemenea și pentru noi. Pot să vă arăt, avem câteva tutoriale, de exemplu avem utilizarea în Livresc a resurselor realizate în GeoGebra, utilizarea în resurselor realizate în Learning Apps, în alte platforme. Dacă vreți, pot să vă arăt ceva la care eu lucrez. Am început să adun din cât mai multe platforme astfel de aplicații ca să mai fac și alte tutoriale. Prezint cumva acum în avans. Avem, de exemplu, sunt niște prezentări de fizică și chimie foarte interesante și parcă și de matematică pe site-ul PHET. Avem prezentări din GeoGebra. Aici este un material din GeoGebra care este introdus. Ele toate sunt funcționale. Da? Le vedeți. Funcționează exact cum funcționează și în GeoGebra. Ăsta de aici, la fel, este pe deplin funcțional. Aici o prezentare, o lecție din o aplicație din Learning Apps, da, în care ăsta spune ceva și trebuie să identific. E o lecție foarte interesantă, mi-a plăcut. Este un fragment de muzică simfonică și copiii trebuie să o asocieze cu un anumit personaj din desene animate. Practic lucrează cu imaginația acestora. De pe Tinglink, iarăși o aplicație. Iată, vedeți, ea funcționează complet. Așa, să-l și opresc.
de pe World Wall, bineînțeles. Vedeți tot așa că ea funcționează. Așa. De pe Bunsi, iarăși o resursă pe care am găsit-o tot prin lecțiile dumneavoastră. De pe Edpuzzle, practic aici permite acest site ca pe un filmuleț să-l opriți, să-l tăiați în anumite bucăți și să introduceți comentarii. Așa, de pe Quizlet, iată, iarăși o aplicație care este funcțională, nu mai știu cum lucra, cumva de genul acesta. Din nou, o altă lecție de pe FET, de pe Jigsaw Planet. Aici, iarăși, e funcțională și ultima pe care am scris-o de pe Scratch Meet Edu. Asta este o chestie pentru cei profesori de informatică. Am găsit-o la o lecție de informatică și mi-a plăcut tot așa destul de mult. Practic, se pot face extraordinar de multe astfel de integrări. Cum se face acest lucru? Este foarte simplu în principiu. În momentul în care dumneavoastră aveți aplicația pe un anumit site, site-urile vă dau și informații despre modul în care aplicația poate fi integrată într-o altă pagină. Este vorba despre un așa numit iframe. Dacă dau dublu click aici să intru în modul de editare, am modul sursă, nu prea se vede, bănuiesc, însă tot textul acesta pe care îl vedeți aici, repet, vă uitați cu atenție în tutoriale, fiindcă sunt descrise acolo lucrurile, textul acesta este pur și simplu luat cu copy-paste din site-ul unde e făcută aplicația, pus aici și s-a realizat integrarea. Este extraordinar de simplu. Nu este nicio filozofie, nu trebuie să aveți cunoștințe speciale ca să faceți acest lucru. Dacă vă mai pot arăta cum se face cu prinsul. Haideți totul să vă arăt cum se face și cu prinsul. O să merg aici în organizator. O să iau o altă lecție. Aici o să iau din fenomene termice, să spunem. O să realizez proiectul nou. În proiect introduc secțiunea. O inserez, o șterg pe cea implicită și acum merg la cuprins. În secțiune aveam un număr de semne de carte. Semnele de carte trebuie introduse atunci când realizăm secțiune. O să vă arăt acum cum pot să fac în această etapă să realizez semnele de carte dacă nu le-am făcut atunci când am făcut secțiunea. Da? Imediat. Am semnele de carte corespunzătoare, le pot introduce pe toate în cuprins sau doar o parte dintre ele, marchez un număr de semne de carte și doar pe acestea le trec în cuprins. În interiorul cuprinsului, după aceea, pot să fac o structurare pe nivele, nivelul 1, nivelul 2, nivelul 3 în cadrul cuprinsului. Dacă îmi dau seama în acest punct că îmi doresc totuși mai multe astfel de semne de carte, pot să revin în secțiune și cu dublu click intru în modul de editare al secțiunii respective, iar aici pot să lucrez în secțiune așa cum lucrez oriunde, adică marchez pur și simplu zona pe care vreau să-i atașez un semn de carte, îi pun semnul de carte,
mă duc în partea stângă, în partea dreaptă și la semnul de carte respectiv îi dau o denumire. Nou introdus. Ok. Fără S-ul acela. Iar acum revin la proiect, merg din nou în cuprins și vedeți că semnul de carte a apărut deja aici și îl pot introduce în cuprins. Nu e absolut nicio problemă. Putem cuprinsul respectiv să-l structurăm, dacă vreți, dacă vreau ca aici unul din titluri să fie cu roșu, cu litere mai mari și așa mai departe, pot să fac și acest lucru. Și în felul acesta am realizat cuprinsul. Bun. Așa, se aude bine. Dacă spațiul de lucru are o dimensiune prestabilită pentru fiecare utilizator, dacă un proiect exportat în raftul propriu eliberează spațiu de lucru în atelier sau organizator în spațiu... Așa. Dacă șterg proiectul din organizator, da, îmi eliberează spațiu de lucru. Faptul că am șters proiectul din organizator nu afectează proiectul din raftul personal, ca să fie clar, da? Ele sunt lucruri diferite. Dacă spațiul de lucru are o dimensiune prestabilită, când vă referiți la dimensiune, bănuiesc că vă referiți la dimensiunea ecranului. Când vorbim despre dimensiunea ecranului, aici, de exemplu, am două posibilități. Am posibilitatea ca să las dimensiunea ecranului liberă și pentru aceasta debifez opțiunea de constrângere laterală. Asta înseamnă că atunci când lecția va fi vizualizată, ea se va întinde atât cât are la dispoziție, sau să bifez constrângere centrală. Lucrurile sunt un pic mai complicate. De ce? Fiindcă, practic, materialul nostru trebuie să fie responsiv, adică să se adapteze automat la orice dimensiune de ecran. El a fost gândit în așa fel încât cineva să-l poată vizualiza și pe o tabletă și vedeți că în momentul în care micșorez dimensiunea echivalentă și el se micșorează, dar să poată fi vizualizat chiar și pe un telefon mobil. Într-adevăr, nu se mai vede la fel de bine, fiindcă dimensiunea telefonului este mai mică, însă toate elementele se redimensionează automat, se adaptează la dimensiunea ecranului. Astfel încât problema pe care o avem, de fapt, este legată de ecranele foarte mari, pe care s-ar putea pierde din informație. Nu am reținut aplicația cu puzzle. Vă rog să repetați. Da. Avem aici, sunt mai multe aplicații cu puzzle. Una dintre ele este aceasta, Jigsaw Planet. Stați un pic să modific aici culoarea, astfel încât să se vadă mai bine. Așa, bold și de dimensiune mai mare. Da? Deci aveți acest Jigsaw Planet și mai sunt și altele, nu știu dacă le-am mai pus. În acestea cu puzzle-uri am văzut mai multe site-uri care realizează aplicații. Așa. În materialele recomandate există mult mai multe aplicații de tip, probabil, zoom într-o imagine. Nu. Deci, cu diferite funcții, să le spunem, diferite efecte,
Toate efectele pe care le avem sunt aici, la efecte. De exemplu, avem partea aceasta de diminuare, de cădere 3D și așa mai departe. Dincolo de aceste efecte, dacă vă referiți la lucruri mai tehnice, este posibil ca în... nu știu... O rog pe doamna Dumitrescu să spună mai clar la ce anume se referă exact, fiindcă sunt aplicații care sunt realizate pur și simplu în altceva decât în livresc. În momentul de față nu avem un abonament premium care să aibă niște funcții în plus față de ceea ce aveți dumneavoastră la dispoziție. Însă mai sunt și în șabloane. Dacă o să vă uitați în șabloane, organizator, în șabloane, aici. Șabloanele sunt făcute de colegii mei care sunt specialiști în așa ceva și unele dintre ele mai au și elemente care folosesc CSS. Adică, vedeți, avem imagini mai deosebite, sunt chenare, cum sunt acestea mai deosebite. Acestea sunt realizate cu ajutorul CSS-ului. Este un limbaj de programare, nu o să intru acum în amănunte, eu m-aș mulțumi dacă dumneavoastră vă descurcați cu ce avem aici. Dacă trecem de etapa asta, mergem și în zona aceea de CSS, însă puteți să copiați de acolo, nu este absolut nicio problemă. Haideți să vă arăt cum puteți să faceți acest lucru. Dacă mergem din nou în atelier, o să introduc aici un șablon pe care pe ăsta, de exemplu, așteptăm să se încarce. Așa, durează un pic. Vedeți, de exemplu, aceste chenare rotunjite, da? Chenarul acesta rotunjit și în două culori. Aveți decât să mergeți la stilizare avansată și, practic, tot ce este, toate liniile acestea de cod nu fac altceva decât să facă chenarul așa cum arată el. De exemplu, dacă vreau ca... Ați văzut, s-a modificat poziția aici la care se modifică culoarea. Haideți să dau altă valoare ca să fie mai clar. 50, da? Vedeți? Practic, modificând diferite setări, se modifică și aceste chestii. Dar în afară de aceste elemente de design care sunt realizate cu ajutorul CSS și la care cine se pricepe, bineînțeles, poate să lucreze, toate celelalte sunt făcute cu funcțiile din livresc. Da, la cartea educație tehnologică. O să mă uit un pic pe educație tehnologică, nu știu acum exact să vă spun. Chiar m-a făcut curios. Este un manual de educație tehnologică, da? Manualul de educație tehnologică, ăsta de aici, nu este realizat cu livresc. Sunt 3 sau 4 manuale care sunt realizate de către Ascendia înainte de livresc și tocmai de la aceste manuale a plecat ideea să realizăm ceva care să ofere un instrument profesorilor pentru a putea realiza și ei astfel de material. Deci, acest manual de educație tehnologică noi l-am folosit ca model, dacă vreți, în proiectarea platformei Livresc. Da, așa este. Deci, nu vă speriați, acolo, într-adevăr, sunt lucruri făcute, dar alea nu vă spun cât au costat ca să fie realizate. Și tocmai
pentru a ușura și a da acces oricui în a realiza astfel de lucruri, am realizat platforma. Acest manual a primit 94,33 puncte la evaluarea Ministerului Educației. Deci este unul din manualele cu care s-a participat la licitație. Bun. Ok. Alte întrebări? Mai aveți? Știu că a trecut de ora 7, însă eu pot să mai stau dacă vreți. Dacă nu mai aveți întrebări, nu e absolut nicio problemă. Oricum ne mai întâlnim. Pentru cei interesați, mâine de la ora 15 voi face o prezentare organizată de Casa Corpului Didactic din București. Mare sunt tot prezentări mai generale un pic ale platformei. Vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru prezență și de-abia aștept să ne întâlnim săptămâna viitoare. Vă urez spor la lucru, cât mai multe lecții frumoase. Vă spun cu cea mai mare sinceritate că mă bucur extrem de mult când văd niște lecții deosebite realizate de profesori. Asta înseamnă că n-am muncit degeaba pe această platformă, ea este utilă. Vă urez o seară bună. La revedere!